că băi, eu nu fac chestia să mă distrez, eu vreau să fac performanță. Eu sunt ăsta și vreau să ajung ăsta. Și trebuie să crezi foarte mult în tine și trebuie să ai ambiție. Zic că nu, a, ok, dacă vrei să chem salvarea, trebuie să-ți fac dosar penal. Și zic, pentru ce să faci dosar penal? Da, așa se face în România, se face dosar penal dacă ai căzut. Da, pentru autovătămare, din exact. Culpă. Și zic, teoretic, câinele m-a vătămat, nu m-am autovătămat. Asta a fost și reacția mea, adică de ce să faci dosar penal, de practic am câinele, să faceți câinele. Trebuia să fac. Nu stă cu minte. Așa e și pe circuit? Nu mai apuc să vezi ce face? Da, în momentul în care intru pe circuit sunt cu totul alt om. Și îl invit pe Motorider să vadă și el cum este pe circuit. Accept. Deci lăsați acolo jos în comentarii dacă vreți să-l vedeți pe Motorider pe circuit la primăvară, bine, că nu dă căldură, că momentan ninge afară. Și scrieți acolo jos în comentarii pe ce motocicletă ați vrea să-l vedeți. Salutare tuturor, numele meu este Vlad Chivu și sunt aici să vă prezint viața unui pilot de motociclet vitez. Cum ai zis înainte? Salutare tuturor, numele meu este Irelevant și sunt aici să vă prezint viața unui pilot de motociclet vitez. Bun, hai să începem. Salutare dragi prieteni și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi lângă mine l-am pe Vlad Chivul. Salut! Vlad Chivul! Doar unul! Pe Vlad Chivu, tânăr pilot, nu? Da. Bun, hai să luăm cu începutul atunci, pentru că am mai făcut un episod cu Daria și am scris în titlu acolo, am făcut un playlist chiar pe YouTube, totul despre motociclist viteză, știi? Și asta ca o poveste. Revenind la ale noastre, spune-mi, te rog, de la câți ani sau cum ai început tu cu motociclismul viteză? Motociclismul pentru mine a reprezentat o pasiune de mic. Adică eu am început viața pe două roți undeva la 5 ani, am mers pe bicicletă și la 16 ani, când legea mi-a permis să-mi iau o categorie de permis legal, am zis să dau de categoria de permis A1. Am început cu o motocicletă de stradă în prima fază și ulterior am zis că nu are rost să mă expun riscului aiurea pe stradă și am zis să intru pe rețelele de socializare să văd cine practică sportul acesta pe circuit. Și am dat de echipa CSRU Racing. Vizualizând puțin profilul lor de Instagram, am zis că asta este echipa potrivită pentru mine. Bun, deci practic tu ai venit de pe stradă pe circuit. Exact. Pentru că foarte mulți am văzut că își încep viața asta de pilot direct pe circuit. Acolo se antrenează, acolo stau ei tot timpul. Și niciodată nu calcă în partea asta de stradă. Deci, practic, tu ai și experiența din stradă și ai adus-o pe circuit. Cum te-a ajutat experiența de pe stradă pe circuit? Păi, în primul rând, nu eram un necunoscător în ceea ce însemna mersul pe motocicletă. Știam să iau o curbă, știam trasa unei curbe, știam ce înseamnă o frânare mai bruscă, știam ce înseamnă o evitare a unui obstacol. Bine, asta în cazul în care găsești pe circuit o piatră sau o broască țestoasă. Se întâmplă, da, se întâmplă. Și pe circuitele din afară se întâmplă. Pot zic că m-a ajutat experiența pe stradă. Doar că după ce am avut primul contact cu circuitul, ușor, ușor, strada a început să devină un loc unde nu mă simțeam safe. Asta pentru că te învățasei cu viteza și cu un anumit stil de mers pe circuit și nu mai puteai să-l pui în practică pe stradă, sau pentru că ai văzut mai multe pericole pe stradă decât pe circuit? Am văzut mai multe pericole pe stradă decât pe circuit. După prima mea căzătură pe circuit, am realizat că dacă, Doamne ferește, în fața mea nu era un gard, pentru că am făcut un mic high side și am redresat motocicleta și am intrat într-un gard la o viteză de 40 de km la oră și era un zid sau o mașină, lucrurile se schimbau și putea să fie destul de rău. Asta a fost prima mea căzătură. La a doua căzătură am căzut într-o curbă undeva la 40 de km, 50 de km la oră și m-am dus târâș și m-am gândit că dacă, Doamne ferește, era o curbă de dreapta, să zicem, ipotetic vorbind, pe stradă și de pe contrasens venea o mașină. Ok. Iarăși nu era prea bine. Și am zis că nu are rost să mă expun riscului aiurea și prefer să rămân pe circuit. Chiar dacă mulți dintre motocicliștii cu care am interacționat până acum mi-au spus că prefer strada, că e mai ieftină.
Asta este fraza pe care o spun majoritatea motocicliștilor care merg pe stradă. Prefer strada că e mai ieftin. De ce să mă duc la circuit să plătesc 500 de lei, nu știu, o zi de circuit, plus cauciucuri, plus riscul de a-mi strica motocicleta? Da, dar gândește-te că poți să plătești 500 de lei și poți să pleci acasă sănătos. Sau poți să plătești 150 de lei să-ți bagi benzină și poți să nu mai ajungi acasă. Pune puțin în balanță lucrurile astea și gândește-te de două ori înainte de a ieși pe stradă cu motocicletă. Bun, atunci hai să vorbim, să lăsăm asta puțin mai târziu, discuția asta referitoare la comparația între stradă și circuit și siguranța între ele două. Și spune-mi cum te-ai gândit sau care a fost declicul ăla în capul tău în care ai spus mâine vreau să merg la circuit. Mi-am pus în cap că vreau să merg la circuit după ce mi-am stricat prima mea motocicletă. Am avut o Yamaha de 125 și i-am spart motorul pe stradă. Și am zis că o vând, o repar, o vând și cu următoarea mea motocicletă vreau să merg la circuit. Mi-am luat un KTM de 125, un KTM RC și am mers efectiv în pantalon de training și în hanorac, de la mine de acasă până la Motorpark România, sunt undeva la 60 de kilometri. Okay. Am ajuns la Motorpark, deja vorbisem cu cei de la CSRU și acum am imaginea în minte cum stăteau ei la masă, era într-o pauză dintre două intrări și am apărut eu așa, cu nimeni în pantalon de training și în hanorac, că ăsta este echipamentul românului, de zi cu zi pe stradă. Și mi-au zis, da, de ce ai venit aici îmbrăcat așa? Uite, ăla-i combinezonul, alea-s cizmele, alea-s mânușile, asta este motocicleta, am început chiar pe un CF Moto 300 SR, okay, în variantă stock, exact cum este cel din fața noastră. Și asta este motocicleta, ai intrare la 4 și jumătate, baftă. Cum a fost experiența aia pentru tine, așa, parcă luat cu lopata din nimic și aruncat pe circuit de pe stradă? Mai eram cu încă un prieten, ne-am uitat unul la altul exact cum ne uităm noi acum unul la celălalt și amândoi am rămas efectiv șocați de, nu știu, nu mă așteptam, sincer, să zică, băi, uite, asta e motocicleta, asta e echipamentul, intră să vedem ce poți. Adică mă așteptam să zică, da, ok, e 200 de euro intrarea, plătești și intri, pentru că nimeni în momentul de față nu-ți dă o motocicletă nou-nouță 2020 și un echipament să intri pe circuit necunoscându-te, adică eram la prima interacțiune cu ei, față în față, mai vorbisem pe Instagram înainte, okay, și pot să zic că au avut o încredere foarte mare într-o persoană pe care nu o cunoșteau până în momentul ăla, adică ne cunoșteam de 5 minute. Asta e tare, pentru că ți-a oferit încredere totală din exact prima, fără să te cunoască, nu știau cum mergi, nu știau exact care e stilul tău de mers. Și am intrat pe circuit cu motocicleta asta, am mers un timp care acum mi se pare, nu știu, aproape imposibil să pot să-l merg și... Da, asta e vorba și de antrenament, vine cu timpul, știi? Da, adică sunt piloți noi la noi în echipă care merg mult mai tare decât am mers eu la prima intrare pe circuit. Și îmi pun în cap, băi, dar chiar așa de praf eram când am ajuns prima dată aici? Adică puteam mai mult, serios, puteam mai mult. Hai să ne întoarcem la discuția de mai devreme. Cu ce ai învățat pe circuit? Te simți totuși mai în siguranță pe stradă? Nu. Nu. Nici la modul în care, pentru că știu că pe circuit totuși și prin antrenamentele pe care le faci acolo și o să revenim la asta mai târziu, înveți despre cum să-ți controlezi motocicleta, cum să frânezi eficient și tot felul de lucruri de genul. Astea nu se aplică pe stradă sau, nu știu, care sunt pericolele de fapt? Nu, mersul pe circuit este... Mersul pe circuit, mersul pe stradă este mersul pe stradă. Sunt două categorii de motociclism total diferite. Pe circuit ai o frânare de la 260-270 de km la oră la 110-120 de km la oră în 150 de metri, okay, dar ai o suprafață de contact pură. Nu găsești pe circuit ceea ce găsești și pe stradă, exact, adică nisip, ulei și tot felul, da, de lucruri. Ok. Am înțeles că tu te-ai dus prima dată la circuit la 16 ani. 16-17, da, pe aveam 16 ani prima dată când m-am dus la circuit. Împlineam 17... Nu, aveam 17 ani. Aveam 17, da, spre 18. Ok. Atunci spunem pentru cei, că sunt foarte mulți care
vor să meargă direct pe circuit pentru că, nu știu, ori părinții nu îi lasă pe stradă, ori nu au ei curaj să iasă pe stradă și vor direct pe circuit. Ce oportunități au și cum pot merge de la o vârstă atât de mică pe circuit? Păi, prin cadrul programului Junior Racing School, noi am recrutat o mulțime de tineri din toate colțurile țării, tineri care aveau sau nu aveau experiență pe stradă sau experiența de a merge pe o motocicletă, și cu unii am luat-o de la zero, cu unii am luat-o de la un nivel puțin mai ridicat. Cu cei pe care i-am luat de la zero, nu au intrat în prima fază pe circuit, au stat în parcare într-un spațiu special amenajat pentru ei, le-am pus niște jaloane și am învățat efectiv să meargă pe motocicletă și să vadă ce înseamnă să ia un viraj la viteze mici, să schimbe o viteză, să plece de pe loc și să aibă prima lor interacțiune cu o motocicletă. Ulterior, după 2, 3, 4, 5 zile, în funcție de fiecare pilot în parte, unii dintre ei au intrat pe circuit. Aici pot să zic că unii s-au descurcat, unii nu prea s-au descurcat, pentru că este în funcție de fiecare. Eu personal aveam experiența pe bicicletă. Experiența pe bicicletă contează foarte mult, prin ceea ce înseamnă echilibru, prin ceea ce înseamnă un viraj pe două roți și să te obișnuiești cu aerodinamica unei biciclete, cu mersul pe două roți efectiv. Este foarte important să nu crezi prea mult în tine în momentul în care te urci pe o motocicletă. Pentru că o motocicletă, mai ales o motocicletă de circuit, nu te iartă. Da, asta e, de multe ori am văzut și chestia asta, pentru că e ok să ai o doză de curaj. Dar o Da. doză prea mare de curaj aia poate să-ți creeze o căzătură sau ceva urât. Cum poți să te stăpânești în cazurile astea? Cum poți să-ți dozezi atât curaj, atât cât trebuie? Eu personal am jumătatea aia de litru de sânge stricat. Și când ajunge jumătatea aia de litru de sânge stricat la creier, mă apucă pandaliile. Și personal mă gândesc că am niște părinți care mă iubesc acasă și viața mea nu se termină aici. Adică, da, am avut rezultate pe pista anul ăsta, dar vreau să am și anul viitor. Și o accidentare te cam oprește. Venind vorba de accidentări, cum vă antrenați voi? Pentru că m-a dus cu gândul la recuperare și atunci de la recuperare am venit la antrenament. Cum vă antrenați? Pentru că exact ce vorbeam mai devreme și să leagă într-o oarecare măsură, pentru că dacă nu ai o experiență pe două roți, creierul nu e învățat cu două roți și atunci e vorba de echilibru, e vorba de aplecat, pentru că știu că și la aia trebuie să-ți obișnuiești creierul să se învețe, să se aplece și că e tot în regulă. Cum sunt antrenamentele voastre? De câte ori sau cum sunt? Păi, anul acesta vrem să facem patru tabere de Junior Racing School la Târgu Secuiesc, în care se formează mai multe grupe. Noi, care suntem deja în program, o să ne dăm la grupa A, grupele B, C și D fiind pentru celelalte categorii de piloți. Piloții care sunt noi în echipă, piloții care au o mică experiență pe circuit sau piloții care au o experiență pe circuit, dar nu sunt la un nivel atât de ridicat ca să se dea cu noi la grupa A. Adică nu o să intre niciodată un pilot care nu are o experiență vastă pe circuit cu noi care mergem mai tare, pentru că automat când vezi un pilot că merge mai tare, vrei și tu să mergi ca el și faci niște greșeli stând în spatele lui. Chiar dacă mergi mai tare decât tine, nu trebuie să stai în spatele lui, pentru că copiezi stilul de mers și tu poate ai alt stil de mers, poate abordezi altfel un viraj. Și aici apar foarte des căzăturile. Și în afară de Târgul Secuiesc, unde facem cam 4 ieșiri pe an, ne mai antrenam pe Motorpark România, dar de anul viitor nu o să mai mergem acolo. Așa că primul antrenament al nostru din anul 2022 o să fie la Seres, în luna februarie, adică mai exact peste o lună. Atât de devreme. Da, atât de devreme, pentru că în Grecia vremea ne permite să ne antrenăm în februarie. Eu personal prefer circuitele din afară, pentru că sunt mult mai bine amenajate. Organizatorii sunt de 10 ori mai pregătiți și pentru mine personal, viața din afară este mult mai frumoasă decât viața din România. Prin tot ce înseamnă motociclist viteză, strict motociclist viteză.
Ok, care e diferența atunci între motociclismul viteză din afară și cel din țara noastră? Pentru că am văzut că ai experiența asta și din afară și din țară și atunci cumva ai putea să faci o paralelă între ele. În primul rând, primul contact pe care îl ai sunt piloții din afară. Piloții bulgari, piloții greci, piloții macedoneni, piloții italieni, piloții germani, chiar piloții spanioli care au o vastă experiență în spate. Și eu personal am vârsta de 18 ani și m-am trezit la prima mea competiție, este europeană, cu piloți chiar aproape dublu față de vârsta mea, adică 36 de ani, 35 de ani, care mergeau foarte tare. Și ai ceva de învățat de la ei. În România, la momentul de față, motorsportul este privit mai mult ca o distracție. Nu vizează performanța, vizează mai mult distracția. Și noi vrem să facem performanță. Pentru că să ne distrăm este foarte ușor, dar dintr-o distracție se poate ajunge la lucruri destul de nasoale. Preferăm să tratăm cu seriozitate lucrurile. Și circuitele din afară, respectiv competițiile europene, este europene, chiar internaționale, au un regulament bine pus la punct. Și de ce să minți? Lumea de acolo este mult mai primitoare cu tine. Vreau să spun întrebarea asta de mult. Sunt oameni și copii talentați la sportul ăsta în România? Da, sunt foarte mulți copii talentați. Eu am mulți prieteni, colegi, apropiați care merg foarte tare pe stradă și le-am propus să vină la circuit, dar au zis că nu își permit din punct de vedere financiar, pentru că nu avem de ce să mințim, motociclismul viteză pe circuit este un sport destul de costisitor și nu toată lumea are posibilitatea să-l practice. Ok, ce ar putea face atunci? Pentru că odată ce ai talent, e păcat să nu-l fructifici. Ce ai putea să faci ca să ajungi totuși pe circuit? În primul și în primul rând, există varianta de a intra cu motocicleta ta personală pe circuit. Ok. Asta ar fi primul pas, dacă nu ai avea o posibilitate să închiriezi o motocicletă pregătită pentru circuit. Acesta ar fi primul pas. Intri cu motocicleta ta pe circuit și îți compari timpul, atenție, timpul, nu stilul de mers, timpul cu al unui pilot, să zic, de la categoria ta de capacitate cilindrică. Adică să zicem că eu am o motocicletă de 125 de centimetri cubi, Ok. sunt posesor de permis A1 și vreau să intru pe circuit. Mă duc, o să plătesc taxa de intrare pe circuit și am o zi întreagă în care pot să mă dau pe circuit. La finalul zilei îmi compar cel mai bun timp cu timpul unui pilot de curse de la clasa 125. Bine, nu timpul primului pilot de curse, Ok. timpul unui pilot de curse clasat cam pe la mijlocul grilei. Și de acolo poți să iei o decizie mai departe, adică poți să te duci la un viitor sponsor, un potențial sponsor și poți să-i prezinți. Am fost cu motocicleta mea personală pe circuit, am obținut timpul acesta, sunt clasat în momentul actual cu o motocicletă care nu este pregătită pentru circuit la jumătatea grilei, având în vedere că restul piloților de pe grilă sunt cu o vastă experiență în spate și cu motociclete special pregătite pentru circuit și o să te privească cu alți ochi. Acesta ar fi primul pas. Următorul pas, să presupunem că nu ai o motocicletă Ok. și vrei să faci primul pas spre motociclist, viteză pe circuit, ar fi să... Aici sunt două variante. Dacă nu ai mai mers niciodată pe motocicletă sau dacă ai mai mers pe motocicletă. Pentru asta este făcut programul Junior Racing School. Și prin programul Junior Racing School poți merge la un viitor sponsor sau un potențial sponsor și să-i prezinți programul Junior Racing School. Și în respectiva prezentare suntem noi, piloții care am venit cu o experiență în spate sau cu absolut nicio experiență în Ok. spate și rezultatele pe care le avem după doar un an sau doi sau 3 ani de participare la curs. Se găsesc, dacă vrei să mergi pe partea asta de motociclism viteză, se găsesc ușor sponsori pentru tine? Nu. Pentru că motorsportul în România, mai exact motociclismul viteză pe circuit, este privit cu alți ochi. Mă refer din exterior. Dacă nu ești pasionat de mersul pe două roți sau dacă nu ai o atracție pentru motociclete, doar vizual, adică nu trebuie neapărat să deții o motocicletă sau să-ți placă să mergi pe o motocicletă, este cam greu. Pentru că motocicleta pentru mine este
motociclismul pentru mine este un stil de viață. Poate pentru altcineva este privit ca un risc sau doar un mijloc de transport. Okay. Trebuie să fii pasionat cumva de motorsport. Ca să poți să înțelegi lumea asta. Exact. Crezi că suntem pe drumul cel bun în dezvoltarea motociclismului viteză în România? Da, suntem pe drumul cel bun, dar momentan nimeni nu a făcut ceva. Să fie sclipirea aia, să fie primul pas. De asta am introdus programul Junior Racing School. Pentru că noi am făcut ceva. Noi promovăm tinerii, noi căutăm talente, dar nu suntem multe miliardari în euro ca să susținem toate persoanele care vor să vină să bea pe circuit. Și de aceea căutăm parteneri, căutăm sponsori care au aceeași viziune, care vor să susțină copiii, să promoveze tinerele talente, pentru că asta este ideea. Cum ai zis și tu mai devreme, sunt oameni care au talent, nu neapărat în motociclist viteză, în oricare sport. Sunt oameni care au talent, dar nu au posibilitatea să pună mâna pe o motocicletă și să intre pe circuit să vadă lumea ce pot cu adevărat. Da. Știu că vorbeam înainte de interviu cu tine de treaba asta cu sponsorii, pentru că majoritatea sponsorilor se duc și bagă bani în, nu știu, cu totul alte sporturi, gen fotbal sau mai știu eu, alte sporturi. Și ăsta e un sport din care faci performanță. Până la urmă ajungi în afară. E o chestie de promovare a firmei dacă vrei să promovezi așa ceva. Deci și cu motociclismul se poate ajunge departe. Da, deci, se poate ajunge foarte departe. De asta spun că dacă vă uitați și aveți posibilitatea asta, să o luați în calcul, pentru că sunt tineri și talentați. Și e altă chestie aici, pentru că pleacă de jos și încă de tineri. Și atunci au timp pe parcursul vieții să se antreneze, să se dezvolte. Cum e viața ta în sezon, în momentul în care ai curse? De dimineață până seara. Păi, în primul și în primul rând, condiția fizică este foarte importantă în acest sport. Pentru că eu am 1,75 m și undeva la 70 de kilograme și mă lupt cu o motocicletă care are undeva la 170 de kilograme. Și aici intervin mai multe forțe care sunt împotriva mea și trebuie să țin acea motocicletă cu două mâini și două picioare. Și condiția fizică este foarte importantă, deci îmi încep viața cu antrenament. Dimineața mă trezesc, înainte de a mă duce la școală, asta în cazul în care sunt în cursul anului școlar, dimineața mă trezesc cu o jumătate de oră înainte, mă duc, mă revigorez și încep ușor-ușor cu 2, 3, 4, 5 flotări, 2, 3, 4, 5 genoflexiuni, apoi mănânc, plec la școală, după școală am un program de somn, de obicei o oră sau două ore, mă apuc de învățat, iar seara ies puțin la alergat. Asta în cursul săptămânii, în timpul programului meu de zi cu zi. Mă duc la alergat pe la 5-6 după masa, iar după aceea e timpul meu liber. Timpul în care ies cu prietenii, timpul în care ieșeam cu motocicleta înainte, timpul în care, nu știu, fac activitățile pe care le fac eu aproape zi de zi. Mă relaxez. Deci nu e momentan pentru tine, nu e un stil de viață gen super plin, la care să faci toată ziua numai antrenament, să te trezi dimineața în antrenament, iei pauză, iar antrenament. Nu, n-am ajuns încă la nivelul acela, dar în viitorul apropiat cam așa o să devină stilul meu de viață. Adică mă uit, am colegi handbaliști care sunt în divizia A și vedeam la ei pe Instagram că ei de dimineața până seara se antrenează. Și cam așa o să fie și programul nostru de în viitorul apropiat. Da, până la urmă, dacă vrei să faci performanță, trebuie să optezi pentru un program de genul, pentru că n-ai cum să avansezi altfel. Și atunci, de asta am punctat foarte bine pe treaba asta. Dacă vrei să te bagi în motociclist viteză doar ca să te distrezi, e una, dar ca să faci performanță, atunci trebuie să-ți asumi un stil de viață. Da. Și cu tot ce vine la pachet, până la urmă, nu prea ai timp de foarte multe lucruri, știi? Adică trebuie să faci performanță, punct. Revenind la partea asta de siguranță, care e diferența între... sau nu, spunem așa altfel, tu vrei să mai mergi pe stradă? Sincer să spun, dacă aș zice nu, aș minți. Pentru că mie îmi curge prin vene sângele de motociclist. De motociclist. Ok. Deci strada pentru mine a fost primul pas. Și știi cum e vorba aia? Prima dragoste nu se uită niciodată.
Deci, da. Strada pentru mine practic a fost prima dragoste și acolo am învățat ceea ce am pus în practică ulterior pe circuit. Și cu o motocicletă de stradă am început, cu permisul de stradă am început, cu o cască de 300 de lei și cu o geacă de 200 de lei și în blugi. Așa am început să merg pe motocicletă. Ok, cum s-a transformat echipamentul ăsta pe care îl aveai tu în momentul în care mergeai pe stradă și în momentul în care ai intrat pe circuit? Ce ai avut în plus? Inițial îmi cumpărasem un combinezon cu care am început să mă dau pe circuit. Ulterior, după niște căzături, acel combinezon n-a mai fost practicabil, efectiv. Și anul acesta, sezonul acesta competițional, am participat cu un combinezon de la Reberhorn. Ok. Care pe mine personal m-a surprins. Toată echipa a fost echipată cu acest combinezon. Toți am fost echipați cu aceeași culoare de la el. Și pe mine personal nu am avut nicio căzătură cu el. Bine, de fapt am avut două căzături minore pe iarbă, pe suprafața abrazivă niciuna. Dar m-a protejat mai mult decât aveam nevoie, sincer. Adică, pentru prețul de achiziție al acestui combinezon, părerea mea este unul dintre cele mai bune variante. Dacă vreți să optați pentru el, puteți să căutați pe profilul meu de Instagram și o să-l vedeți, sau pe profilul de Instagram ACSF. O să vă las acolo în descriere profilul lui de Instagram. Este potrivit pentru stradă un combinezon ca ăsta? Da, majoritatea combinezonelor care nu vin cu airbag sunt făcute pentru stradă, pentru că nu există un echipament special pentru circuit și un echipament special pentru stradă, decât la un nivel de MotoGP. Acolo sunt prototipuri. Adică okay. Toate combinezoanele sunt făcute pentru fiecare pilot în parte, sunt luate măsurile, dar în rest, celelalte combinezoane le găsiți pe site-urile oficiale, nu știu, Asphalt Uscat, Reberhorn oficial, le găsiți pe toate site-urile și sunt accesibile oricui. Adică și eu, dacă eu am ieșit cu combinezonul ăla și pe stradă. Nu este ca și cum e altă poziție sau te ține special în poziția de circuit. Este pentru orice, adică eu am mers cu combinezonul respectiv și pe câmp. E un combinezon de zi cu zi, ca să zic așa. Ok. De ce ai recomandat și nu ai recomandat? Hai să facem un joc. De ce ai recomandat circuitul? Aș recomanda circuitul pentru că feelingul pe care l-ai pe circuit nu poți să-l ai pe stradă. Adică senzația aia de 300 de km la oră și frâna de la 300 de km la oră la 110, 120, 150 de metri. Nu poți să faci chiar atât de ușor pe stradă. Ok. Și ne uităm puțin în spate la nisip, ulei, câini. Ajungem și acolo. Copaci. De ce nu ai recomandat strada? Pentru că, în primul și în primul rând, mai sunt și alți participanți la trafic. Și noi nu avem educație rutieră pentru motocicliști în România. Asta este principala cauză a accidentelor, nu neapărat dintre o motocicletă și o mașină, și între mașini. Pentru că noi nu avem educație rutieră. Noi, mă uit aici în traficul din București, că lasă-l, că mă lasă el, nu contează, mă lasă, ridic mâna și mă lasă. Păi, dar dacă persoana respectivă în momentul respectiv nu era atent la trafic, că se întâmplă, ne gândim la altceva, ne gândim la ce o să mănânc diseară. Eu mă gândeam în momentul respectiv la ce o să mănânc eu diseară. Și nu l-am văzut. El era cu mâna ridicată, dar eu mă gândeam la ce o să mănânc diseară și nu l-am văzut. Și intru în el. Poate nu intru în el pe partea șoferului, poate intru în el pe partea pasagerului și pasagerul nu poartă centură de siguranță. Sunt mulți factori. Da, care... sunt foarte mulți factori. Dacă stai să pui în balanță circuitul cu... Da, pe circuit ești echipat, obligatoriu, ești echipat, adică la fiecare intrare pe circuit sunt oameni care îți verifică casca, pentru că înainte să intri pe circuit, pe circuitele din afară mă refer, și la competițiile europene, naționale, respectiv internaționale, înainte de fiecare competiție ai o inspecție tehnică a echipamentului și a motocicletei și înainte de fiecare intrare pe circuit îți verifică dacă este echipamentul cu care ai venit la inspecția tehnică. Dacă ai mai multe echipamente, trebuie să vii cu toate echipamentele la inspecția tehnică și se uită dacă ai stickerul pe cască, în zona în care ți l-au pus ei, dacă combinezonul este conform, dacă nu ai rupturi, dacă stă bine pe tine, de exemplu, dacă ai fermoarul, eu la combinezonul meu la un moment dat mi se desfăcuse fermoarul, adică se descususe, nu mai ținea. Okay. Și nu m-au lăsat să intru pe circuit, pentru că dacă eventual cădeam și se sucea protecția, riscam o accidentare. Da, deci până la urmă și toate regulamentul ăsta de circuit este prevăzut pentru siguranța noastră. Exact.
Care sunt dezavantajele de a fi un pilot de curse? În primul rând, timpul. Timpul nu prea ține cu noi. Pentru că perioada de pauză competițională nu este chiar atât de mare, adică iarna. Ok. Sunt 3, hai să zic, 4 luni de zile în care ai pauză competițională. Și în aceste 4 luni de zile trebuie să ai timp și pentru tine, trebuie să ai timp și pentru familie, trebuie să ai timp și pentru activitățile tale de zi cu zi, pentru pasiunile tale, în afară de motociclism în viteză, dar trebuie să ai timp și să te gândești că următorul an trebuie să discuți cu toți sponsorii tăi, trebuie să-ți faci un plan, practic, un plan care depinde și de situația materială, dar și de starea ta de spirit, condiția ta fizică și, până la urmă, și de mediul exterior, adică de familie, de prieteni. Pentru că în spotul ăsta, dacă ești singur, este foarte greu. Eu am început singur. Nu am avut absolut niciun venit cu care să mă susțină în acest sport și am găsit oameni care cred în mine. Pentru că aici voiam să subliniez când m-ai întrebat de sponsori. Sponsorii, la momentul actual, preferă să iau un pilot deja crescut de cineva, un pilot care deja a ajuns la un nivel. Nimeni nu sponsorizează un pilot care este la început, să-l crească. Asta vrem noi să facem cu Junior Racing School. Eu, când am început sportul acesta, am început pe motocicleta aceasta, CF Moto 300 SR, și în primele 2-3 luni de competiție nu am avut niciun rezultat remarcabil. Da, eram acolo la jumătatea clasamentului, dar nu eram pe podium. Nu eram văzut, efectiv. Primul meu podium a fost la campionatul național la Plevna, în octombrie, acum 2 ani, că suntem în 2022, la mulți ani, cu ocazia asta. A fost la Plevna, acum 2 ani de zile, în 2019. Iar după acel podium, pot să zic că situația, din punct de vedere al sponsorizărilor, s-a schimbat. Am avut altă prezentare. Adică, uite, eu sunt Vlad Chivu, după doar 3 luni de competiție am obținut locul 3 la campionatul național. Da, este important și ce faci în cariera asta, până la urmă, să fii serios contează, știi, și să faci performanță. Dar fără oamenii care au crezut în mine la început și fără oamenii cu care am început, le mulțumesc mult celor de la Bikers24 cu această ocazie, le mulțumesc mult celor de la Corsar Nautic, Galați, Mega Edil și lista continuă, dar ei sunt cam cei mai importanți din această ecuație. Ei au crezut în mine de la început și cu ei am continuat anul competițional 2020. Pui tu că e important lucrul ăsta de a avea susținere. La început, când ai fost atunci, la 17 ani, când ai intrat prima dată pe circuit, pe cine ai avut să te susțină? Un prieten de-al meu. Am fost Atât, singur. doar un Atât. prieten. Atât. Și de la un prieten ai ajuns la câteva zeci. Da, după ce am stat de vorbă cu ei și le-am explicat că, băi, eu nu fac chestia asta să mă distrez, eu vreau să fac performanță. Eu sunt ăsta și vreau să ajung ăsta. Și trebuie să crezi foarte mult în tine și trebuie să ai ambiție. Eu, înainte de fiecare cursă, am un videoclip la care mă uit. Este vorba de un videoclip cu Valentino Rossi și o melodie foarte specială pentru mine. Îl vizionez videoclipul respectiv înainte de fiecare cursă. Și îmi zic în mintea mea că acolo trebuie să ajung și eu, că pot și eu să merg așa. Și ușor, ușor, vizualizând, trebuie să te vizualizezi. Noaptea când te pui în pat, seara, la culcare, după ce ai avut o zi extrem de aglomerată și poate că a fost o zi proastă pentru tine, trebuie să te gândești, băi, eu ce-mi doresc? Mâine vreau să tund tot gazonul. Mâine dimineața te trezești la ora 8, să-ți bei frumos cafeluța și te duci să tunzi tot gazonul. Dar trebuie să te vizualizezi făcând asta. Pentru că asta este cel mai important. Eu, dacă mă pun seara la culcare, nu mă gândesc că am avut o zi foarte proastă. Mă gândesc că mâine este o nouă zi, un nou început. Mă gândesc că eu trebuie să ajung în MotoGP. Ăla este cel mai înalt punct în care poate ajunge un pilot de motociclist viteză. MotoGP. Și trebuie să te vizualizezi ajungând Îmi acolo. place mult pozitivitatea ta pentru că nu te pierzi în lucruri așa aiurea, adică tot timpul trebuie să ai o stare de spirit bună, să Da. vezi ce faci în continuare, ok, te evaluezi, vezi ce chiar și dacă ai căzut, ai văzut de ce ai căzut, ai învățat lucrul ăla, că până la urmă, na, un motociclist se cade. Și e foarte important asta, adică să înveți tot timpul și să fii deschis. Referitor la ce spuneam mai devreme, ok, căzut,
foarte bine. Ai în continuare, cum se repară, ce facem, cum mai merg pe ea. Da, aici, cred că toată lumea s-a așteptat să ajungem aici. Da, aici este un subiect sensibil pentru mine. Okay. Pentru că am avut un număr de 5 căzături pe circuit și cea mai urâtă căzătură a fost într-un arc de păr de dreapta. Un arc de păr este un viraj în formă de U. Okay. Și care s-a soldat cu aceste două degete puțin îndoite. Adică în jumătate de oră nu mai aveam absolut nimic. Și am căzut și la viteze de 180 de km la oră, am căzut și la viteze de 50 de km la oră, dar nicio căzătură nu s-a soldat cu urmări grave. Asta pe circuit. Asta pe circuit. Bun. Pe stradă. Pe stradă, prima mea căzătură pe stradă a fost din cauza unui câine la 50 de km la oră cu poliția în spatele meu. Adică, respectiv un câine mi-a tăiat calea, eu am dat peste el, am căzut și m-am ridicat, mi-am ridicat motocicleta, am văzut că e strâmbă toată și m-am întrebat, eram la vreo 20 de km de casă și mă întorceam chiar de la circuit și mă întrebam cum o să ajung eu acasă cu motocicleta asta așa. Iar polițistul care era atunci la fața locului mi-a zis, ai nevoie de îngrijiri medicale, vrei să chem salvarea? Zic că nu. A, ok, dacă voie să chem salvarea, trebuie să-ți fac dosar penal. Și zic, pentru ce se face dosar penal? Da, așa se face în România, se face dosar penal dacă ai căzut. Da, pentru auto-vătămare din exact. Culpă. Și zic, teoretic, câinele m-a vătămat, nu m-am auto-vătămat. Asta a fost și reacția mea, adică de ce să-mi face dosar penal, că practic am câinele, se face zic câinelui. Câinele merită pe dosar penal, nu eu. Pe circuit ce pățești dacă pici? Îți face cineva dosar penal? Nu, pe circuit nu pățești absolut nimic dacă pici. Ai o asigurare medicală, mai ales dacă pleci în afară. Ai o asigurare medicală, iar în cazul în care ai nevoie de îngrijiri medicale sau de transport la spital, respectiva asigurare medicală te va asigura că acesta este rolul ei. Adică nu pățești nimic, nu dai socoteală nimănui, pentru că nu au fost alți factori care au influențat și, în plus, pe circuit nici măcar nu se trebuie permis. Adică... Da, poți să intri de la orice vârstă, exact. Cu orice motocicletă. E un lucru doar bun asta, nu... dar... Bine. Uite că de asta am uitat eu să te întreb. În câți ani de când ai început sau la ce vârstă poți ajunge să te dai pe 1000 pe circuit? Să participi la cursele de 1000? Aici nu cred că pot să-ți dau eu un răspuns concret, pentru că nu știu foarte bine regulamentul federației, dar știu faptul că dacă ai peste 18 sau 19 ani împliniți, poți să te dai pe 1000, pentru că ești răspuns pentru faptele tale, legal. Dacă ai mai puțin de 18 ani, trebuie să treci prin alte clase mai mici, adică 600-300. Trebuie să ai minim 14 ani, care 13 sau 14 ani ca să te dai la 300. Asta în cazul în care nu ai participat la o clasă mai mică în trecut, adică supermoto sau... Cred că supermoto se echivalează cu viteza, nu sunt foarte sigur. Și dacă ai participat la supermoto, ai o delogare de la federație cu care poți să participi înainte de a împlini vârsta de 14 ani la 300. După aceea la 600 trebuie să ai minim 16 ani cu delogare de la federație. Dacă nu ai experiență înainte, trebuie să ai 18 ani, iar la 1000, sincer, nu știu dacă trebuie să ai 18, 19 sau 20. Cum ai sugera să se facă trecerea asta? De exemplu, dacă eu am, nu știu, 16 ani și vreau să vin la circuit, sau nu, hai direct la 18, știi? Dacă ai 18 ani și vrei să vii la circuit... Cum ai sugera să se treacă prin clase? Pentru că mulți știu că țintesc direct la 1000, mamă, vreau să fiu și eu ca ăla de mâine. În primul și în primul rând, motocicleta de 1000 pe mine personal, dându-mă la 600 anul acesta, mă sperie. Pe mine mă sperie. Deci este foarte puternic și nu sugerezi... Nu sugerez ca primul contact cu o motocicletă să fie cu o motocicletă de 1000, pentru că o să te sperie. Trebuie să o iei ușor, ușor. Când ai scos tot ce poți tu dintr-o motocicletă de 300, sau tot ce poate motocicleta, okay, poți să treci la 600. Când ai scos tot ce poate motocicleta sau tot ce poți tu de la motocicleta respectivă, poți să treci la 1000. Dar trebuie să o iei treptat. Nu trebuie să începi direct cu 1000, pentru că, ok, în primul an poate nu o să ai rezultate. În al doilea an poate o să ai rezultate, dar nu niște rezultate la care te aștepți și pe care le vrei. Iar în al treilea an poți să-ți forțezi mâna și să nu cunoști foarte bine motocicleta și să nu cunoști foarte bine capacitățile pe care le ai și poți să te accidentezi. Și după aceea, motocicleta aia de 1000
nu se separă de 1000, se separă de 2000. După ce reușești să treci peste o căzătură, aici depinde de fiecare pilot în parte. Eu, din fericire, nu am frica de a merge din nou tare, dar mulți dintre colegii mei am văzut că au o reținere. O reținere și le trebuie un mic șut în fund, ca să zic așa, să un impuls. Puțin. Exact, un mic impuls. Un impuls ca să trebuie conștientizeze. Trebuie să-ți recapeți încrederea în tine și încrederea în motociclet. Cei care vin la noi, prin programul Junior Racing School, începe pe o motocicletă de 300, indiferent de experiența lor pe stradă. Ok. Începe pe o motocicletă de 300 și ușor, ușor avansează. Eu am început tot pe o motocicletă de 300. Decizia lui Florin a fost că anul acesta, în 2020, având în vedere și vârsta mea înaintată, că la 18 ani sunt destul de bătrân pentru acest sport. Ești încă tânăr, mulți înainte. Mulțumesc la fel și la fel tuturor urmăritorilor noștri. Și decizia lui Florin a fost să mă treacă pe motocicletă de 600. Eu am fost puțin speriat, pentru că prima mea interacțiune pe circuit a fost cu motocicletă de 300 și când am intrat cu motocicleta de 300 pe circuit, era și prima oară când conduceam o motocicletă de 300. Eu am avut o motocicletă de 125. Da, era mult mai puternică. Iar când am intrat prima dată pe motocicletă de 600, am zis că este efectiv rachetă. Ce e asta? Wow! Nu, eu nu mă mai dau pe așa ceva. Era prietena mea lângă mine și efectiv tremuram. Eram... Dacă dau pe jos. Dacă pic, nu intru. Nu. Bun, vreau, deci să înțeleg că și accidentele își cresc gravitatea cu clasa. Da. O motocicletă de 1000 te tântește destul de rău. Adică dacă vă uitați pe YouTube la MotoGP sau la competițiile din România sau din afară, la high side-uri sau când te dă peste cap sau la frânări, low side-uri, o să vedeți că inerția cu care se duce o motocicletă de 1000 este destul de mare și greutatea unei motociclete de 1000 și e foarte rea. Crezi că chestia asta de gravitatea accidentelor în funcție de clasă se aplică și pe stradă? Pentru că mulți am văzut pe stradă, ok, am făcut 18 ani sau am făcut vârsta minimă să-mi iau au 24 de ani sau depinde acum dacă ai și experiență, și-a luat AU și s-a dus direct pe 1300, 1600, 1100. Da, se aplică și pe stradă, pentru că să fim serioși, cine merge încet cu o motocicletă? Nu am văzut un motociclist care să meargă încet. Bine, încet. Mai sunt. Mergi, nu știu, nu mergi cu 130-140 prin oraș, dar nu mergi cu 50, mergi cu 60-70. Da, asta da. 80. Și cu 80 prinde orice motocicletă, să fim serioși. Contează în ce durată de timp prinde viteza respectivă. Pentru că și o milisecundă contează și pe stradă și pe circuit. Și aici intervine și experiența ta ca și posesor de permis de conducere. Și pe stradă trebuie să o iei treptat. Trebuie să iei cu o motocicletă de 300, de 400, de 500, de 600, de 1000. Să treci prin toate categoriile acestea. Da, ca să prinzi experiență, exact. Și odată cu timp. Bine, unii învață și toată viața. Până la urmă, toată viața toți înveți. Toți toată viața. Trebuia să fac. Nu stă cu minte. Așa e și pe circuit? Nu mai apuc să vezi ce face? Da, în momentul în care intru pe circuit, sunt cu totul alt om. Adică, nu știu, sunt... Aici vreau să ajung. Cum gestionezi tu momentele astea în care pici, în care... nu ești motivat, pentru că foarte mulți vin cu așteptări la circuit, chiar dacă vin de prima dată, când te-ai dus tu la 16 ani, și vin cu așteptarea asta de a fi primii, de a câștiga, de a fi în frunte și de cele mai multe ori, dacă nu de fiecare dată, când vii prima oară la circuit, n-ai cum să fii primul. Da, normal. Și atunci o iei ca o palmă. Și nu te așteptai la lucrul ăsta și efectiv îți iei o palmă și te demoralizează complet. Cum le sugerezi tu sau cum faci tu în momentul în care ai o stare de spirit puțin mai scăzută? Aici este destul de complicat, pentru că și eu am avut o perioadă în care mi-am pus deseori întrebarea: eu de ce fac asta? De ce mă chinui atât de mult? Nu puteam să stau și eu acasă să fac, nu știu, activitățile pe care le face orice alt adolescent, să se ducă în cluburi, să se distreze.
Dar răspunsul la această întrebare este de fiecare dată când îmi deschid telefonul mobil și vizualizez pozele de la început, pozele mele de pe stradă și pozele în toate etapele mele, de când am început să mă dau pe stradă, am început să mă dau pe circuit și am ajuns campion. Și realizezi că, da, și eu am luat palme la început. Și eu eram ultimul, am ieșit ultimul de vreo 3 sau 4 ori la început, în primele mele curse. Nu este absolut nicio rușine. O să sune puțin ciudat, dar trebuie să vezi palmele astea ca pe un șut în fund, cum a zis mai devreme, un șut în fund care te dă mai în față și Un mai în față pas și mai în înainte, față, un pas da. înainte, exact. Toți ne-am luat palme în viață, adică, nu știu, de la un 4 luat la matematică până la o cursă în Ok, care ai dar ieșit pe ultimul loc. efectiv, ce faci tu în momentul în care, nu știu, te aștepți să câștigi și nu câștigi și ești dezamăgit de lucrul ăsta? Ce faci în a doua secundă? În a doua secundă, vă dați seama, când ai un eșec, ești demoralizat, adică începi și arunci cu mănușile, cu cagula, cu casca, niciodată. Niciodată nu am cascat cu casca. N-am Ok. făcut chestia asta, dar am văzut. Și sunt banii tăi până la urmă. Dați pe respectiva cască, aici intervine cum Ok, gândește și fiecare. cum îți ridici moralul? Rămâi toată ziua așa Nu rămân toată sau ziua te ajută așa. un prieten de-al tău? A, nu mă ajută niciun prieten. Cel mai bun prieten al tău ești tu. Ok, Și... și cum faci lucrul ăsta? Păi, mă pun pe scaun, mă gândesc, băi, ce am greșit în cursa asta de a-mi ieși pe locul 2? Unde am greșit eu? Da, am frânat prea devreme acolo și am pierdut jumătate de secundă pe tur. Puteam să deschid gazul puțin mai devreme acolo. Acolo trebuia să fiu hotărât și să mă bag în depășire, dar am avut eu reținerea aia că era prietenul meu și mi-a fost frică să nu se sperie să nu cadă. Ok, și toate lucrurile astea pe care le gândești și găsești un răspuns la ele, te fac să te simți mai bine la sfârșitul zilei? Da, pot să mă gândesc 10 minute la ce am greșit și să găsesc un răspuns, sau pot să mă gândesc 5 ore și să nu găsesc absolut niciun răspuns, pentru că efectiv așa a fost să fie. Dar trebuie să te gândești că asta nu este ultima cursă. Mai e o cursă peste 2 săptămâni. Și îți pui în minte, păi dacă la cursa asta am ieșit pe locul 2, la cursa următoare este pe locul 1 și analizezi tot ce ai greșit în cursa aia în care ai ieșit pe locul 2 și faci să fie mai bine în cursa viitoare. Adică trebuie să-ți ridici singur moralul și trebuie să, chiar dacă ai ieșit pe ultimul loc într-o cursă, chiar dacă ți-ai luat o palmă după ceafă, trebuie să zici, băi, trebuie să lupt, să fac tot ce-mi stă în putință, să nu mai ies pe ultimul loc, să ies pe penultimul loc, să ies pe antepenultimul loc, să ies pe la jumătatea grilei. Și ușor, ușor, treptat, fără să te arunci prea mult, pentru că, da, poți să dai jumătate de tură bombă și să zici, wow, ce tare sunt și ce bine merg, și în următorul viraj să cazi. Deci, trebuie să ai foarte multă încredere în tine. Asta este cel mai important lucru. Să te uiți în oglindă dimineața când te trezești și să zici, băi, eu astăzi câștig cursa asta. Chiar dacă acum o săptămână am ieșit pe locul 2, astăzi o să câștig. Ok, care a fost cel mai fericit moment pentru tine în sportul ăsta? Sau două momente, dacă nu poți să alegi unul. Am avut parte de foarte multe momente fericite în acest sport de-a lungul anului competițional 2020. Dar cel mai frumos moment a fost la Seres, când era Florin lângă mine. A fost la Seres în iulie 2020, a fost prima mea competiție oficială est-europeană. Și eram cu mai mulți colegi de-ai mei, stăteam în cort, pentru că este cel mai frumos feeling să stai în cort, la curse, stai în noapte, seara frumos, cu tot padocul plin de motociclete. Și asta a ajutat să fie cel mai frumos moment, pentru că suntem toți, suntem acolo, vorbim despre, nu știu, poate unul a avut o zi mai bună, poate unul a avut o zi mai proastă, ne sfătuim, chiar dacă suntem la clase diferite, așa facem noi, ne sfătuim mereu și ne ajutăm reciproc. Și a venit prima zi, că din cauza condițiilor pandemice, etapele s-au organizat în felul următor. Vineri avem antrenamente, sâmbătă avem prima cursă și duminică avem a doua cursă. Și respectivele două curse sunt echivalentul la două etape competiționale, chiar dacă sunt în aceeași săptămână și în același weekend. Sunt două curse care pare că sunt două etape diferite, etapa 3 și Ok. etapa 4. Și la etapa 1, cum ar veni că era prima etapă, am ieșit pe locul 5. Am fost extrem de demoralizat pentru că eu mai fusesem o dată pe Seres înainte
Și eram extrem de demoralizat pentru că știam că pot mai mult. Și în a doua cursă, duminică, mi-am luat un cauciuc nou de spate, țin minte că Florin mă tot bătea la cap că, băi, aici trebuie să faci așa, aici îi dai treapta 5, tu ești cu 4, trebuie să-i dai 5, nu mă interesează, tu îi dai 5 aici. Și zic, Florin, nu pot să-i dau 5, n-am cum să fac chestia asta, nu pot, ești nebun, okay. Nu pot, e imposibil, nu, eu cu 4 stau bine acolo. Și face că, nu măi, n-ai cum să mergi tare, tu n-ai cum să mergi tare dacă nu îi dai 5 aici, 5 aici și 5 în capăt acolo. Și m-am ambiționat și am demonstrat că pot să merg tare și cu treptele mele de viteză pe care, adică mergeam 1.24. În prima cursă am mers 1.24 și în a doua cursă am stabilit un record personal de 1.22.8 și record de, cred că e, nu e chiar un record de Formula 600, dar e record pe tot anul la Formula 600 pe SRS, adică am mers cel mai tare la Formula 600. Atenție, Formula 600, nu Supersport 600. Și am mers 1.22.8. Ăla a fost cam cel mai frumos moment, când efectiv am terminat cursa la milisecundă față de cel de pe locul 3, am terminat pe locul 2. Ok. Și am vrut să depășesc un pilot bulgar în ultimul viraj, în ultimul tur, și respectivul pilot bulgar s-a uitat, eram efectiv paralel unul cu celălalt, s-a uitat la mine și a tras stânga spre mine și m-a scos în exterior la o viteză de 220 de km la oră pe pietriș. Și am redresat motocicleta, am intrat din nou pe linia dreaptă și am terminat la 0,01 secunde, adică a fost photo finish față de cel de pe locul 3. Și am terminat tura de răcire, am ajuns în padoc și efectiv toată lumea, președintele comisiei de viteză, care era bulgar, era Florin, era domnul Mureșan, președintele federației noastre, era efectiv toată lumea acolo. Cine ești, puștule, de unde ai apărut? Cum ai reușit? Ești nebun la cap? Era să mori acolo. Nu te mai băga. Tu nu știi că piloții bulgari au alt stil de condus și ei nu iartă niciodată. Adică ăla a fost momentul în care efectiv am simțit că da, am reușit. Am reușit. Aici am vrut să ajung. Pentru asta am muncit toată iarna și m-am antrenat. Pentru asta am muncit să fac rost de sponsorizări. Și asta vrem mai departe, nu neapărat eu, ci și toată echipa. Asta vrem, vrem performanță. Și automat, dacă rezultatele mele ca și pilot sunt bune, okay, și echipa crește. Și dacă a fost un loc 2, nu a fost un loc 1, dar a fost prima competiție, a doua de fapt. Că na, sâmbătă a fost prima cursă, am ieșit pe 5 și duminică a fost a doua cursă și am ieșit pe 2. Dar a fost primul meu podium este european la doar 3 luni de când mă dădeam pe o motocicletă de 600. Și efectiv toată lumea era wow! Băi, felicitări pentru chestia asta. Mulțumesc. Spune-mi, care e diferența între tine la 17 ani și acum? Din punctul de vedere al motociclismului viteză. Cum erai atunci și cum ești acum? Eu am mai practicat în trecut sporturi de echipă și foarte mulți consideră motociclismul viteză pe circuit ca fiind un sport individual. Nu este deloc un sport individual. Îl avem pe Florin, team manager, îl avem pe Dragoș, care este manager de marketing. Și echipa se mărește ușor-ușor, dar pot să zic că fără un mecanic și fără un antrenor lângă tine, ești zero. Nu ai cum să duci singur totul. Și sportul ăsta m-a maturizat foarte mult. Eu am venit un copil. Eram un copil. Pentru mine tot ce zboară se mănâncă. Bine, tot ce zbura se mânca. Că acum sunt total diferit. Am văzut ce înseamnă să trebuiască să gestionezi o situație de unul singur. Ce înseamnă să trebuiască să ai un contact cu un sponsor, să înveți să discuți, să înveți să ieși din zona ta de confort, să înveți să abordezi orice subiect, pentru că na, poate să vină cineva la tine să te întrebe ceva ce nu-ți convine, dar ușor, ușor vrei să devii o persoană publică și nu poți să... Trebuie să devii o persoană care este deschisă tuturor. Trebuie să prezinți viața ta tuturor, pentru că asta înseamnă o persoană publică. Viața ta privată nu mai e chiar atât de privată. Și sportul ăsta te maturizează foarte mult. Pe viitor, unde te vezi? În viitorul apropiat mă văd la competițiile europene, centrale europene, Alpe Adria, și mă văd în primii 5,
cel puțin din prima competiție, în primii 5. Asta dacă o să găsim fondurile necesare. Și poate într-un viitor, sper eu, apropiat, dar puțin mai depărtat celui apropiat, în MotoGP. Dar nu MotoGP, Moto2. În Moto2. Chiar vreau să ajung în Moto2, chiar vreau să văd cum este padocul MotoGP, cum este viața de MotoGP. Multă baftă pe treaba asta. Și o să vin și atunci să-ți iau interviu acolo. Spune-mi câteva lucruri personale, dar nici chiar foarte personale, despre tine, pe care nu le știe foarte multă lume și se aplică în treaba asta cu motocicleta pe circuit. Adică ești un tip de persoană care ai un tabiet înainte de a te urca pe motocicletă. Ai dezvăluit mai devreme că ai chestia aia de a te uita la acel videoclip. Alte lucruri de genul mai ai? Da, pot să zic că eu sunt pasionat de fiare. Adică îmi plac atât motocicletele cât și mașinile. Și dacă situația actuală nu mai permite să am o motocicletă de stradă, am o mașină sau mai multe mașini care îmi satisfac plăcerea asta de a merge, nu pe neapărat pe două roți, dar de a avea feeling-ul ăla pe care ți-l dorești. Și pot să zic că da, înainte de a mă urca pe motocicletă, în ziua respectivă sau cu o zi înainte, fac un drum cu mașina, de acasă până la circuit. Și pot să zic că sunt deja pregătit și inițiat. Și îmi place să meșteresc la ele, chiar dacă nu am o experiență vastă de mecanic, dar îmi place să meșteresc la ele, adică să schimb un ulei, să schimb un lan, să modific eu ceva, să, nu știu, schimb un beculeț. Cam astea sunt abieturile mele. Totul se leagă de lumea asta a fiarelor, ca să zic așa, în viața mea. Dar îmi place și să petrec timp cu prietenii, să merg la munte, să merg la mare, activitățile pe care le face orice adolescent, adică viața mea nu e cu mult schimbată față de a unui adolescent. Știu că cei de la CSRU țin foarte bine la chestia asta, adică sunt foarte atenți la partea de marketing, de structurarea unui pilot, de cum se prezintă sponsorilor, de cum se comportă. Te-ai vedea făcând vlog? Da. Sincer, vreau să încep și eu de anul viitor. Am primit cadou de Crăciun de la prietena mea un GoPro Hero 9 și chiar aș vrea ca de anul viitor să intru și eu în lumea asta a vloggerilor, ca să zic așa, deci să ai concurență de la anul. Nu e nicio problemă, eu nu o văd ca o concurență, o văd ca, nu știu, e o chestie de completare, că până la urmă eu nu fac race vlog sau nu știu ce, da, și trebuie să fie și cineva pe partea. Asta e chestia, că noi, asta am apreciat cel mai mult la motociclismul viteză pe circuit, noi suntem o familie și în România suntem foarte competitivi unul cu celălalt, că vrem să arătăm cine este cel mai bun, dar în afară suntem toți ca o familie, sunt românii și restul, exact așa se vede, e padocul românilor și restul, pentru că la noi se vede cum, de exemplu, am avut o situație la Navac, recent, la penultima mea competiție, în care la start un pilot macedonean mi-a tăiat fața și mi-a rupt maneta de frână. Okay. Și m-am dat undeva la 4 lapuri până s-a afișat un steag roșu și a trebuit să ieșim de pe circuit. M-am dat undeva la 4 lapuri cu o bucățică atât din maneta de frână. Și trebuia să frânez doar cu un deget. Și efectiv când am ajuns în padoc și urlam disperat ca Florin să ajungă mai repede în padoc la trusa de scule să mă ajute să schimb levierul de frână. Și era tatălui Vlad Neaga, căruia îi mulțumesc foarte mult cu ocazia asta. Era tatălui Vlad Neaga acolo în padoc și l-a ajutat pe Florin să-mi schimbe maneta de frână. Chiar dacă Vlad este într-o altă echipă la momentul de față. Suntem ca o familie, suntem uniți, ne ajutăm reciproc. Adică asta am apreciat foarte mult. Că, mai ales în afară, este alt feeling. Suntem altfel. De asta mă gândeam. Acum depinde. E chestie și de mentalitate și de cum își gestionezi toată treaba într-o echipă. Cum te-ai înțeles cu echipa? Foarte bine, spre surprinderea mea, pentru că eu sunt un tip de om cam singuratic, ca să zic așa, și îmi place să petrec mult timp singur, să îmi calculez eu toate, nu, să-mi calculez eu toți pașii și să mă gândesc foarte bine la ce am de făcut. Și
și că spuneai de marketing. Aici nu prea mă pricep pe partea de marketing și am avut noroc că Dragoș este managerul nostru de marketing și am avut foarte multe de învățat de la el și el ne coordonează postările și dacă avem, de exemplu, o întâlnire cu un sponsor, se prezintă și el și mai mult pot să zic că te ajută foarte mult și am fost surprins într-un mod, în mod plăcut. Că sunt deschiși la absolut orice. Dacă ai orice problemă, poți să te duci să discuți cu ei. Inclusiv problemele personale, care nu au legătură cu motociclismul viteză, pentru că viața ta personală afectează și viața ta, și viața ta profesională, cariera ta de pilot. Având în vedere că ești pilot de atât timp, de câți ani, chiar, de câți ani? Păi, se fac 2 ani în octombrie anul acesta. E ceva totuși. A, e ceva. Ai ceva experiență, ai ceva premii. Care e recomandarea ta pentru un începător? Ce trebuie să țină cont? Adică condiții, nu știu, de siguranță, ce să aibă în vedere pe partea asta de echipament. Ce ai sugera unui începător? De unde să înceapă? Cum am zis, trebuie să iei treptat, să nu te supraevaluezi și să găsești oamenii potriviți cu care să începi. Oamenii potriviți care să te sfătuiască, pentru că, așa cum am zis, motociclismul viteză pe circuit este un sport de echipă și să aibă încredere în el. Că ăsta este primul pas, să găsești oamenii. Următorul pas, că nu este nimeni cu tine pe circuit acolo. Trebuie să găsești puterea aia și încrederea aia în tine să mergi mai departe. Uită-te la cameră. Și acolo imaginează-ți că ești tu peste 10 ani de zile. Transmite-ți un mesaj. Am reușit. Cred că asta este singurul lucru la care mă gândesc. Ești încrezător că da. Vei reuși. Da. Mă vizualizez peste 10 ani cu un bagaj mare de trofee în spate și cu multe realizări pe o plajă pustie departe de aici, cu feelingul că am reușit. Că toată munca mea de un an jumate până acum și respectiv 10 ani până în momentul respectiv a dat roade. Și cel mai important, dacă ai succes, dacă ești un om care a reușit să se afirme până la un moment în viață, trebuie să ajuți și pe alții să ajungă acolo. Pentru că suntem oameni și ăsta este cel mai important lucru, trebuie să fim oameni. Și cum am zis mai înainte, eu sunt bătrân, de aceea încerc să ajut copiii care vin la noi și vor să învețe și vor să ajungă la performanța pe care o am eu sau o are Daria, o are Alex în momentul de față. Pentru că noi trei am fost primii piloți ai programului Junior Racing School și trebuie să îi ajutăm și pe cei care vor să înceapă și să facă ceva în acest sport. Deci dacă m-aș vizualiza peste 10 ani, m-aș vizualiza cu multe talente crescute și ăsta este unul dintre visele mele, să cresc un pilot după ce o să mai acumulez experiență, să iau un pilot de la zero și să-l cresc și să ajungă la performanțele pe care le am eu acum. Ai ceva să le transmiți așa ca un ultim cuvânt după acest lung interviu acestor urmăritori, acestor oameni care au stat totuși până la sfârșit și au aflat atâtea lucruri și au trecut prin atâtea discuții. Ai ceva să le transmiți? Vă mulțumim că ne-ați urmărit până aici și aveți încredere în voi și țineți minte, nimic nu este imposibil. Și chiar și imposibilul nu este imposibil. Luptați pentru ceea ce vă doriți. Este cel mai important. Luptă pentru ceea ce dorești. Bun, Vlad, mulțumesc. Le mulțumim, dragilor, pe această cale și celor de la ATV Rom pentru că ne-au primit în această minunată locație. Îi mulțumesc și lui Vlad că și-a luat timp să vină din Buzău, nu? Da. Până la București. Și mai ales pe o vreme ca asta când a nins în sfârșit și prima zi când a nins în București și s-a mai pus puțină zăpadă, a făcut efortul ăsta ca să vină până aici să ne vedem și să ținem acest interviu. Mie mi-a făcut plăcere. Sper ca pe viitor să mai facem după ce mai ai niște premii, să vedem evoluția ta pe viitor, că până la urmă
Despre asta este acest interviu, să vedem de unde ai plecat, evoluția până acum și poate pe viitor vedem și o altă perspectivă a ta după o evoluție mai îndelungată. Sigur. Și îl invit pe Motorrider să vadă și el cum este pe circuit. Accept. Deci, lăsați acolo jos în comentarii dacă vreți să-l vedeți pe Motorrider pe circuit la primăvară, bine, când dă căldură, că momentan ninge afară. Și scrieți acolo jos în comentarii pe ce motocicletă ați vrea să-l vedeți. Măi, eu accept. Dacă o să fii mentorul meu, Cu mare având plăcere! experiența asta pe circuit, ai un bagaj de cunoștință și aș vrea să-l împărtășim. Să-mi-l spui și mie, să-l dau și eu mai departe. Sigur, cu cea mai mare plăcere. Dragilor, vă mulțumesc din nou că ați stat până la sfârșit. Eu am fost Motorrider. Mulțumim celor de la ACSRU ATV Rom. Nu uita să fii și tu un Motorrider de pe www.motoridershop.ro. Iar până data viitoare, Motorrider și Vlad pentru tine, numai bine! Pa! Pa!